Pentru poporul român, transumanța a fost unul dintre cele mai tulburătoare fenomene care au definit istoria acestui neam. Turmele se duc și se întorc periodic pe un traseu cu locuri de popas bine stabilite, unde ciobanii și-au făurit de-a lungul vremii case și staule. Așa se pare că s-a întemeiat și actuala comună Sărățeni, locul unde Centrul Creației Populare Ialomița și-a propus să cerceteze felul în care s-au păstrat și conservat elemente ale culturii populare românești. Legenda spune că ciobanii veniți cu turmele au poposit pe malul lacului care este în zonă, însă datorită izvoarelor puternice cu apă iodată, animalele au început să moară. Oamenii au astupat izvoarele cu lână, mutându-și oile pe malul râului Ialomița, unde va fi întemeiată ulterior vatra satului. Alte legende locale îl au în centru pe domnitorul Vlad Țepeș, care avea cete de oșteni din Sărățeni, tot lui atribuindu-se și ctitorirea bisericii de lemn de pe malul apei. Așezarea are o istorie străveche, ca mai toate așezările din câmpia Bărăganului. În studiile sale monografice, poetul și eseistul Adrian Bucurescu, unul dintre fiii satului, menționează că în dreptul vetrei satului Sărățeni exista localitatea antică Netindava. În anul 1826 se înființează în vechea vatra satului prima școală unde dascălii erau plătiți de familia boierului Teodor Vera. Începând cu anul 1918, din pricina deselor revărsări ale râului, locuitorii s-au mutat, la inițiativa fruntașilor satului, pe o colină ce străjuia lacul Sărățuica. Bătrânii satelor povestesc că unele case au fost mutate pe colină pe roți mari de lemn trase de boi. Străvechea biserică a fost dărâmată în anul 1920, iar materialele din care a fost construită au fost arse pe temelia ei. Astăzi, vechea temelie de lespe se află pe fundul râului Ialomița, putând fi zărită în lunile secetoase de vară. Însoțiți de primarul localității Eugen Tocileanu, care ne-a fost un adevărat ghid, am pornit pe firul istoriei în vechea vatra satului, unde, amăgind parcă timpul și oamenii, am găsit crucile vechiului cimitir, care zac acoperite de pământ și buruieni. Planul satului, denumit de localnici satul razelor de soare, perfect sistematizat, a fost făcut după celebra Place de l'Étoile din Paris, toate străzile importante ducând spre centru, unde se află un întins și frumos parc, iar în mijlocul acestuia se ridică noua biserică. Tot aici se înalță și monumentul eroilor ridicat în memoria celor care au căzut pe câmpurile de luptă în cele două războaie mondiale. Satul Sărățeni s-a remarcat de asemenea și prin împotrivirea la sistemul comunist. În noiembrie 1946, când s-a pus la cale falsificarea alegerilor, secțiile de votare de la Sărățuica erau în plină fierbere. Cei mai curajoși dintre localnici au asaltat primăria Sărățeni, încercând să împiedice măsluirea rezultatelor. Manifestarea lor a fost reprimată brutal de jandarmi, iar liderii arestați. Unul din cei care au făcut închisoare în această perioadă este și tatăl scriitoarei și dizidentei Tia Șerbănescu, personalitate de seamă a comunei Sărățeni. Lumea magică a satului românesc, locul unde s-a născut veșnicia, cum spune Lucian Blaga, s-a păstrat în ciuda transformărilor tumultoase ale vremii. Am regăsit și de această dată, aici, la Sărățeni, acea atmosferă patriarhală în care viața se rânduiește într-o matcă în care reîntoarcerea la tradiții devine o nevoie de suflet. Fiecare casă țărănească este un mic muzeu popular, iar fiecare obiect reprezintă o mărturie din evoluția vieții și civilizației neamului nostru. Arta țesutului este una din cele mai vechi îndeletniciri ale femeilor din Sărățeni. Ea urmărește să redea frumosul din natură și viața omului. Țesutul și cusutul pentru familie făceau parte din îndeletnicirile de bază ale femeii române.
piesele de port cotidian și cele de sărbătoare, textilele care îmbrăcau locuința erau lucrate de mâini harnice și măiestre. În fiecare casă, pe vremuri, exista un război de țesut, iar copilele de mici învățau de la mamele și bunicile lor arta minunată a țesutului. Tot ce era în casă și în lăzile de zestre era realizat de mâinile iscusite ale creatoarelor. Acest obicei nu s-a pierdut. Teșileanu Floarea, Ion Elena, Mihai Rada, Nițu Maria, Tache Tudora, Oprea Frusina, Nicolae Valeria, Geană Florica, Ghioca Vasilica, Radu Eugenia sunt doar câteva dintre acele minunate țesătoare care cu pricepere și migală oferă locuitorilor din Sărățeni adevărate opere de artă. Pe lângă ceremoniile bisericești, care sunt cinstite cum se cuvine, locuitorii din Sărățeni nu tratează cu indiferență nici obiceiurile și datinile străbune. În ziua de măcinici, am fost invitați la o clacă tradițională și am avut totodată ocazia să asistăm la ritualul pregătirii acestora. Gazdele noastre ne-au făcut o adevărată demonstrație de măiestrie culinară preparând măcinici, gogoși și pâine la cuptor tradițional. În aceeași zi am poposit și la Teșileanu Floarea, de 93 de ani, a cărei poveste de viață ne-a impresionat profund. Pe vremuri, căpităneasa satului prepara aluatul cu o dibăcie de invidiat. Depânând amintiri, privește cu nostalgie o fotografie din anul când a fugit din Transilvania ocupată de unguri și a venit în regat, doar cu sufletul și cu o ladă de zestre dată de mama ei, așa cum îi place să spună, și au trecut de atunci 73 de ani. În comună nu s-au pierdut nici vechile meserii, meșteșugurile ce asigurau odinioară traiul unor familii numeroase. Foarte apreciate sunt acelea de care colectivitatea are nevoie și care sunt realizate de meșteri talentați și pasionați de munca lor. Dulgheri, lemnari, fierari, rotari, dogari, împletitori de nuiele. Oamenii de aici încă se îndeletnicesc cu aceste meșteșuguri. Nume ca Irimia Ion, Eremia Constantin sunt doar câteva dintre cele cu care locuitorii din Sărățeni se pot mândri. Din păcate, meșteri pricepuți sunt din ce în ce mai puțini. Au îmbătrânit, iar meșteșugul pare să piară odată cu ei. Regretul se vede și pe chipul bătrânului curelar Majaru Dumitru, la care, pe vremuri, veneau oameni din 7 sate pentru a le lucra harnașamentele pentru cai. Colindele, aceste minunate creații populare, s-au păstrat din generație în generație și au răsunat în fiecare an fără întrerupere în casele creștinilor din Sărățeni. Gheorghe Oprea colinda de la vârsta de 13 ani. A învățat de la tatăl său. Azi are 75 de ani și povestește că a colindat până acum 2 ani, împreună cu Iosif Voicu, Tache Ion, Sică Marinache, colindau în noaptea trecerii dintre ani, oamenii așteptându-i de fiecare dată cu brațele deschise. Sunt file în cartea vieții noastre, unele mai de preț decât altele, pe care adesea le întoarcem să ne amintim, așa cum spune poetul, de locurile natale, de satul nostru drag, cu șesurile nesfârșite sub ceruri largi de vară, pe unde au înflorit și s-au scuturat macii copilăriei noastre. Și oriunde ne-ar duce pasul,
amintirile ne bat în inimă cu un ecou adânc și ca un fir ne leagă până în ultimul nostru ceas de cuprinsul acestor depărtări de seva pământurilor natale. Păstrător al virtuților noastre și al istoriei, leagăn al artei milenare, satul ne-e rădăcina, taina și temelia, o lume cu rosturi și rădăcini adânci care va exista veșnic.